Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 10 august 2020. Dumnezeu se va îngriji de tine. Nu vă îngrijorați. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Matei, capitolul 6, versetele 31 și 32. Dacă Dumnezeu locuiește în tine, nu crezi că ar trebui să fie evident lucrul acesta? Cum poți spune că te încrezi în El și apoi să te îngrijorezi obsesiv cu privire la sănătatea ta, la copiii tăi, la locul tău de muncă, la banii tăi? Preocuparea e un lucru bun, dar îngrijorarea este un afront la adresa lui Dumnezeu, care nu te-a dezamăgit niciodată. Apostolul Pavel scrie în Filipeni capitolul 4, versetele 6 și 7, "Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri, și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus." Am încheiat citatul. Roagă-te sau îngrijorează-te. Acestea sunt opțiunile pe care le ai. De ce a spus Domnul Iisus, nu vă îngrijorați deci de ziua de mâine? În Matei capitolul 6, versetul 34. Pentru că atunci când te îngrijorezi, încerci să preiei controlul. Și când se întâmplă asta, pacea se risipește. Îngrijorarea e ca un bulgăre de zăpadă. La început este mic, dar pe măsură ce se rostogolește, devine suficient de mare ca să te îngroape. Pentru a împiedica un tren staționar să se miște, ai nevoie de câteva bucăți de lemn de 15 cm, dar odată ce este alimentat și prinde viteză, el poate zdrobi un zid gros de 2 metri. Așa că oprește trenul îngrijorării înainte să pornească din gară. Dumnezeu spune, harul meu îți este de ajuns. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 9. Dumnezeu îți va da numai cele necesare pentru ziua de astăzi. În felul acesta trebuie să te încrezi în El pentru ziua de mâine. Biblia ne spune că Iisus este păstorul cel bun care își cheamă oile pe nume și merge înaintea lor. Ioan capitolul 10, versetele 3 și 4. Ora asta e minunat. El a fost și este deja înaintea ta pentru a aranja totul. Faptul că știi lucrul acesta te va ajuta să faci față zilei, încrezător că Dumnezeu se va îngriji de tine.